aceasta este întrebarea. Aceasta a fost întotdeauna întrebarea. Această întrebare a fost motivația care ne-a determinat să mergem și să căutăm această stea. Nu am putut să stăm nepăsători. A trebuit ca să aflăm cine este acest copil. Dragii mei, prieteni, știu că unii dintre dumneavoastră ne numiți wise men, magi sau înțelepți, dar eu vă spun foarte sincer, am găsit chiar printre dumneavoastră oameni mai învățați, mai educați, mai arătoși, mai alb la piele, chiar și mai slăbuți decât mine. Dar cu toții sunteți înțelepți. De aceea, ca să vă răspund la întrebare, apelez chiar la înțelepciunea dumneavoastră. Vă rog să faceți puțin liniște la nivelul minții și să ascultați următoarele detalii. În primul rând, faptul că l-am găsit pe acest copil nu a fost o coincidență. Ați putea spune că am căutat acul în carul cu fân și l-am găsit. Cum l-am găsit? Am urmărit stea. Această stea a fost diferită de oricare altă stea. Ne-a copleșit cu strălucirea ei și a trebuit să urmăm până la acel staul din Betleem. Probabil că pentru unii, ca să te lași condus de stele, apare absurd. Dar m-ați chemat aici ca să vă spun adevăr. Un alt amănunt, la popasul care l-am făcut la Palatul lui Irod, am remarcat că el era foarte tulburat. Acest rege, corupt și crud, voia să ne convingă că și el vrea să se închine pruncului de curând născut. Dragi prieteni înțelepți, ați auzit dumneavoastră de împărați care vor să se închine de bebelușilor? Bineînțeles că nu. Și acest Irod nu era cu nimic mai prejos. Pruncul acesta, de fapt, adevăratul rege, prezenta un pericol pentru împărăția lui Irod. Dar, mai mult ca cele două amănunte pe care le-am menționat, următorul este cel mai puternic pentru mine. Știți, toată viața mea am căutat și am căutat. Și a fost dincolo de orizontul cunoștinței mele. Dar când am ajuns și l-am văzut pe acest copil, toată viața mea s-a schimbat. Și am înțeles. Vă spun adevărul. Când ajungi să-l întâlnești pe acest copil și începi să-l cunoști, toate întrebările tale, toate gândurile tale, aspirațiile tale sunt împlinite în acest copil. Căutarea mea s-a sfârșit. L-am găsit pe Hristos, Mesia, împăratul de curând născut. I-am plecat genunchii înaintea lui. I-am adus. Dar, în realitate, Dumnezeu era cel care îmi dăruise mie cel mai extraordinar cadou, și anume, pe singurului fiu, copilașul Iisus Hristos, la care mă închid.